Toată manevra asta e greu nostru. Imediat dăm spic și ăsta. Nu mai are mult. Mamă, iar a fi la pai. Iar a behei combina în el. N-are nimic. Important e să fie recolt. Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Eu sunt aici cu Petrică. Am venit la fertilizat, am terminat deja parcela asta. Am apucat să filmez, vă spun sincer că un pic am ocupat. Asta a fost 28 de hectare, am terminat aici cu Petrică. O venit 69-30 la freză. Bag aici cu freză, nu știu dacă se vede porțiunea asta. Mai are Petrică? Mai are? Mai no, du-te. Mă duc eu în față. Nu. Du-te tu. Mă duc. Au fost colegii cu discurile înainte. Așa să îmi las volanul jos. Am camera în mână, nu mi-e pe căpuț. Și plecăm de pe aici. Asta vă ziceam că îs eu cu Petrică. Am venit aici să împrăștiem niște îngrășământ. Numai că mi-a rămas cam mult în mașină. Am rămas acolo cam mult îngrășământ. Mai am cam maxim un hectar, o mică parcelucă de un hectar, dar e cam prea puțin să-mi golesc mașina. Și nu-mi place, mie nu-mi place niciodată să las în mașină îngrășământ, nu de alta, dar se întărește. Bine, dacă ai pus un pic mai subscup și nu ajunge umezeala la el, nu are nicio treabă, dar nu-mi place să risc. Că nu știu niciodată când merg din nou la împrăștia de îngrășământ și atunci risca mult. Risca mult și mie nu-mi place să risc chestii din astea când cu îngrășământ. Astăzi n-am avut de sămânat, adică n-am avut teren, mi-am uitat ăsta pornit, hai că l-am oprit acum. N-am avut teren pregătit să seamăn. Normal mai avem ceva de sămânat, dar acum vin băieții, ați văzut o freză deja era afară și mai vine încă două. Sau mai vine o freză și un disc, nu mai știu exact care-i șmecheria. Și după aia o să agăt și o sămânătoare și o să mă pregătesc, dar astăzi nu cred că mai ajung să ies afară, nu, că e 4, până mă duc înăuntru, până mai împrăști, până asta o să fie cam târziu. Până mi-a găsit sămânătoarea, am pregătit pe mâine dimineață, alimentez, suflu filtre și asta să fiu gata pe mâine dimineață, numai să ies direct. Astăzi, asta vreau să vă zic, dar eu zic, încep cu una și termin cu alta, numai nu termin cum trebuie, deci de dimineață mi-am, neavând ce să fac în câmp, mi-am pregătit încetuc, cum îi zice, prășitoarea, am luat-o un pic la interval acolo, mi-am pregătit acolo prășitoarea, mi-am făcut scurgerile alea pentru îngrășământ exact să meargă pe rând, una am avut o ruptă, problema e că nu numai eu am fost cu ea, dar nu știu la cine s-o rupt, eu din câte țin minte nu la mine s-o rupt, dar nu vreau să mint, așa că nu știu la cine s-o rupt, poate s-o rupt la mine și n-am observat eu, că la prășit am fost în două schimburi anul trecut. Stai să văd, eu nu tare am prășit anul trecut, am prășit foarte puțin. Că eu trebuie să urc pe combina anul trecut, că m-a fost întârziată toată lucrarea de primăvară, o răsări mai târziu și atunci eu, da, eu eram pe combina deja când s-a început prășitul. Cred că am fost o zi, dar nu sigur dacă am fost o zi. În fine, anul ăsta oricum trebuie să prind prășit, că deja am semănat la timp, cam toate sunt răsărite, majoritatea arată bine, deci peste un două săptămâni, o săptămână bună, două, deja ne băgăm acolo și prășim, facem. Dar cred că săptămâna viitoare s-ar și putea, dar nu-i 100%, a, nu, am peste o două săptămâni așa. Începem cu prășitul. Și eu mi-am pregătit prășitoarea frumos, am respălat-o, a fost spălată, am gresat-o, am uns lanțurile, mi le-am întins, ce-o fost de întins frumos. Mi-am schimbat sapele, ce-o fost de schimbat, că știți că mai sunt unele sape care tot mergând cu ea se uzează. Mi-am schimbat, mi-am pus sape noi, deci gata de atac. Acum mă duc mai în prășciu și cam pe asta de atât o să fie, deci ne vedem mâine. Salutare din ziua 2, eu sunt la semănat, aici băgăm de numai acolo, la vedeți pe Nicolae, mai încolo un pic, nu știu dacă se vede clar, dar aici 6.70 și în fața mea e 69.30. 69.30 și cu Nicolae cu frezele, îmi pregătesc mie înainte teren. În schimb, 6.170 e cu discul, dă un disc așa în viteză să mai sfarme un pic din pământ. După cum vedeți, destul de bulgăros,
destul de bine să observă, dar îi destul de bulgăros. Nu e chiar așa mare problemă, pentru că sub bulgării respectivi există și praf. Deci bulgării sunt cam atâta și sub ei sunt praf. Am lăsat un pic mai jos adâncimea ca să ajungă sămânța în praf și ajunge, că am verificat treaba asta, ajunge praf. Merge bine, dar probabil o să vin și o să-i dau și un tăvălug. Acum rămâne de văzut. Și că s-a anunțat și ceva ploi din partea aia, dar mai pe seară, acum nu știu dacă o să și avem. Aici azi vreo 28 de hectare, cam așa ceva. Astea, teoretic și practic, le terminăm astăzi, de semănat de aici, ca să nu mai avem treabă și în partea asta am terminat. În sfârșit terminăm partea asta de aici, mai avem încă în două zone. Undeva în partea aia acolo așa și după aia o să fie în partea aia acolo așa. Partea aia a doua care v-am arătat acolo mai în depărtare. Acolo e o parcelă tot așa de vreo 25 de hectare. Stai să văd. Da, cam așa 25 de hectare. E o parcelă, dar e un pic în icuită parcela respectivă. E un pic oarecum împărțită în două și icuită. În schimb aici unde avem mai aproape, aici sunt un pic... E un pic cruduț, moale, încă e moale terenul, nu știu ce o să fie, dar sperăm că terminăm prima dată acolo de mai îndepărtare, zona aia, și după aia să revenim aici mai aproape și să facem, să terminăm. Teoretic și practic în 3 zile ar trebui să fie gata, nu, teoretic în 3 zile ar trebui să fie gata, practic nu știm dacă o să reușim în 3 zile, deci azi, mâine și poi mâine, pentru că e moale, după cum a zis, e moale acolo zona aia și asta ar fi toată problema. În schimb, în rest, n-ar fi nicio altă problemă. Rămâne de văzut când se ajunge și acolo să vedem ce și cum îi. Aici sunt niște șanțuri făcute pentru că stă apă și s-au făcut niște șanțuri măricele să plece apa. Hai să ne întoarcem. Nu mi-am tras numai două capete, că e tare îngust și o să încerc să mă întorc cu combina cumva. Aici o să fie fain când vine și dăm șanțurile astea, dar văd că primul șanț îl ocolim, al doilea șanț o să prindă, cred că un rând în el. O să vedem cum facem și pe ăla. Un pic mai așa, bun. Hai să ne activăm GPS-ul, dacă și vrea. Acolo vreo 3 rânduri în șanță. Nu e problemă că o să-l ocolim, o să-l facem noi bine să fie, să nu ne fie acolo să-l putem ocoli. 69-30 aici lângă mine. Acolo partea aia 670, nu știu dacă se vede, nu pot da zoom, ceea ce mă nervează extrem de tare. Nu pot să dau zoom. Bun, hai că ne vedem un pic mai încolo. Eram la semănat, n-am filmat de dimineață, ceea ce îmi pare un pic rău. Și între timp am primit un apel de urgență, bine, nu de la 112, de la un coleg care pană, așa că m-am dus la Nicolae. Nicolae aici, o să revin și o să vă arăt despre ce e vorba, unde semănam și unde e Nicolae, acolo și el. Mi-a dat Nicolae furtunul lui și merem să umflăm roata la colegul cu vidanja, căci care pană sau i-a lăsat imole roata, nu știu exact. Vedem, ajungem afară și vedem, adică afară, ajungem la el, că aici e aproape. Partea bună e că l-am umflat. Partea proastă e că, adică nu este partea proastă, l-am umflat acolo, partea roata din dreapta era. Era moale, nu știu dacă e pana neapărat. Pe când am ajuns eu aici să-l umflu, a ajuns și colegul cu stropitoarea. Le-am lăsat furtunul, că ei au furtun, dar nu au cap din ăla de umflat la el. Le-am lăsat furtunul în caz că e ceva să poată să se umfle ei. Fără probleme, merg acolo înapoi să vă arăt despre ce vorbeam cu unde e Nicolae și toată manevra asta, e greu nostru. Imediat dăm spic și ăsta. Nu mai are mult. Mamă, iar a fi la pai. Iar a behei combina în el. N-are nimic, important e să fie recolt. Așa, am ajuns și eu înapoi în parcelă. Acolo avem 69-30, cu freza după el și mai în față vine Nicolae. Imediat o să-l vedeți și pe
în Niculaescu. Mă, am să mă așează un pic de acolo, din partea aia. Până aici, până la grâu am zis că facem, mai avem și dincolo de grâu un 12 hectare. Dar ăla, în schimb, e cam moale și cred că îl mai lăsăm o zi. Adică lăsăm mâine și poi mâine revenim la el. Avem astea 12 și încă vreo 12 în altă parte. Și suntem gata și cu floarea soarelui. Aici și Niculae. Ca și precizie pot să zic că sămănătoarea își face treaba. O mai avut nevoie de câteva reglaje ca să funcționeze cum trebuie. Dar le-am făcut. Cam asta fiind spuse, rămâne să ne vedem duminică cu un nou video. Până atunci nu uita să dai acolo un like, să te abonezi, să-ți pornești și clopoțelul. Și numai bine, rău la nimeni.